Ștefan Moisin. Funcționează? Numele meu este Ștefan Moisei, am 24 de ani, după cum ați auzit, am absolvit Universitatea Petru Major, sunt angajat programator la una dintre cele mai mari companii IT din oraș. În timpul liber, activități uzuale pe care mulți le fac, în afară de filme, cărți, ieșiri cu prietenii, joc bowling ocazional și practic regulat jiu-jitsu, arte marțiale. Tot am avut aici un reprezentant al culturii japoneze de care sunt foarte pasionat. Până aici totul normal, oameni mai nerăbdători, în caz că sunt și prin astea oameni nerăbdători, se pot întreba oare ce tot fac eu pe aici. Răspunsul e că toate activitățile astea obișnuite le fac fără să văd absolut nimic, nici măcar lumina. Mie mi se pare perfect normal asta, nu consider că e mare chestie, dar unii oameni au zis că nu, că tare interesant fac eu și că să vin aici. Și să zic cum fac. O să o luăm în ordine. În primul rând, apare întrebarea, dar cum pot eu să fiu programator? Că programatorul lucrează, fac pat pe tastatura și se uită tot ziua, monitorul are toți ochelari. Nu e pentru mine monitorul, e așa o chestie nașpa care nu mă ocupă spațiu pe birou și consumă curent. Și ceea, modalitatea în care lucrez este asta. Asta a fost, se numește o voce artificială, la viteza pe care o folosesc eu zilnic, anume 1037,5 cuvinte pe minut, care e un pic repede. Emotivine, asistire, da, vorbește chiar mai repede decât mine vorbește, dacă ați observat. Are, eu cum spuneam, voce artificială și îmi transmite fiecare apăsare de tastă sau fiecare element de pe ecran asupra căruia sunt focusate. Asta a fost varianta rapidă. Vom încerca și o variantă ușor mai lentă, așa, ca să se mai înțeleagă una alta. Spuneți-i sunt numele de tehnologii de acest reprezintă generic totalitatea soluțiilor informatice, hardware și software, care permit utilizatorilor cu deficiențe sensoriale, simbara sau de mobilitate sau utilizeze tehnica de calcul și comunicare, în mod ideal, ce puțin la fel de eficient ca și un utilizator para disabilitate. Tehnologiile asist. Așa, repetul din final. Da, deci asta e ideea din dizare calculator, pe scurt vom reveni la ea. Acum să o luăm cu lucruri mai de bază. Modul în care un nevăzător se poate manifesta în lume, cum funcționează el așa. Există multe mituri. Mulți oameni cred că ăsta ar fi cel mai rău lucru din lume. Fai să nu mai văd, dar cum să fac, cum să mă duc, cum să dreg, așa ceva nu se poate. Suntem priviți cu milă. Nu prea ne place nouă chestia asta, majoritatea. Cum faci? E relativ simplu. Dacă nu ai un simț, ce poți să faci altceva decât să încerci să compensezi cu restul simțurilor, cât mai mult. Nu se poate prin compensa tot. Ceea ce nu se poate compensa, fie înveți, după ce ai făcut odată cu cineva care vede, ai reținut layout-ul sau informațiile pe care le-ai nevoie ca să te poți orienta, fie cere ajutor, dai. Mai sunt și momente când ai nevoie de ajutor, dar nu poți face chiar absolut orice. Dar poți face suficient de multe. Poți învăța un drum pe stradă să folosești bastonul alb pentru a ajunge la destinație. Poți să gătești. Eu nu mă bag că fac dezastru, dar am prieteni. Eu fac doar o fierte și asta o treabă. Am prieteni care fac chestia asta. Multe alte activități. Și modul în care suntem abordați de persoanele normale este dificil. Mulți nu știu cum să reacționeze. În principiu, nu trebuie să fiți deloc tensionați. Trebuie să întrebați dacă persoana are nevoie de ajutor. Dacă are, vă va spune. Dacă nu, la fel. Să nu vă fie teamă că nu cunoașteți exact cum ar trebui să procedați. Nici nu se așteaptă cineva să cunoașteți, că nu aveți de unde persoana va fi fericit să vă explice. Până acum doar părți bune. Am zis că vai ce frumos o fie. Nu-i chiar așa.
sistemul de stat încurajează nevăzătorii să fie izolați. Să stăm noi în școlile noastre, în grădinițele noastre, cu ai noștri, că așa e frumos. Dar nu prea e frumos așa. E frumos pe de-o parte că nu ești de același nivel, ai o... Te înțelegi bine cu oamenii, ai avut aceeași problemă ca tine. Dar pe de altă parte, ai probleme pentru că te izolezi, nu te integrezi în lumea reală și când ajungi să intri în lumea reală, că bine ar fi să ajungi, unde ești neajung, bine ar fi să ajungi, nu știi cum să comunici cu oamenii normali, cum să te manifesti. Asta a problema numărul 1 și problema numărul 2, care nu se întâmplă cu toți, dar mie mi s-a întâmplat. Cunoscându-l prea puțin oameni, să crezi că ești mai bun decât ești. Și să ajungi în lume, să vezi că, bă, nu sunt eu chiar așa deștept și nici anumă sunt. Mai sunt și alții, culmea, poate chiar și mai și. Voi reveni la aspectul cu calculatorul. Pentru nevăzători, calculatorul e chiar mai important decât pentru o persoană normală. Asta pentru că oferă acces la informare, la divertisment, la comunicare și chiar și la carieră. De ce e mai important? Pentru că toate aceste activități sunt mai greu de făcut în mod normal decât o persoană nevăzătoare. Calculatorul e un mijloc de a ajuta asta. În mediul virtual nu știe nimeni, văd, nu văd, sunt un om perfect normal. Plus de asta, dacă ajungi suficient de bun, poți să îți faci accesibile lucruri la care nu aveai acces înainte. De exemplu, eu mi-am făcut un cititor de subtitrări la filme, că eram foarte supărat că de ce nu mi se citesc subtitrările la filme, când tehnic se poate face chestia asta, că știam. După ce am mai învățat să programez. Problema de... Deci, cum am ajuns eu programator, în mod normal în lumea nevăzătorilor, așa am fost învățat, că există vreo câteva 3-4 meserii. Poți să fie profesor, fie masseur, fie fabricant de cutii, perii și alte chestii de astea high-tech. Eu am luat-o în mână. Bă, profesor, nu-mi place să fiu, că n-am răbdare și nici suma prea scurtă de salariu. Masseur, nu-mi plăcea să fiu, că nu-mi place munca fizică, oricât îmi explicau colegii câte fete fac întâlnesc la masaj. Nu m-au putut convinge că nu pot să lucrez. Dar fabricant de perii, nici nu vă mai zic ce reacția a avut. Mi s-a menționat această idee că... Da. Așa că nu știam ce să fac. Dar eram prea mic, nu mă gândeam. A, că văd, eu zic. Nu contează. Dar nu pe altă. Deci la asta nici măcar n-am vrut să fie o glumă, cum mi-a trebuit niciodată. Iar chestia asta, nu trebuie să vă teme să folosesc cuvântul a vedea. Să folosești la sensul figurat, nu poți să folosești. Trebuie să vorbești ca un om normal, nu contează că tu nu vezi. Nu vorbesc normal, contează că tu nu vezi, dar nu vorbesc tu. Da. Că nici nu mai știu unde eram. Așa. Da, deci am văzut eu că meserii nașpa, am trăiesc așa liniștit și s-au prins ai mei că e interesant cu calculatorul ăsta, mi-au cumpărat și au angajat un coleg mai mare să mă învețe, că nu știau cine, e destul de, nu poate să te înveți oricine, folosirea tehnologiei de acces e mai complicat un pic, trebuie să știi câteva chestii ca să pot să spune, nu puteau un văzător neinstruit să-mi explice. Și mi-a explicat el, din angajatul meu a ajuns prietenul meu, apoi mentorul meu. El a spart tiparul meseriilor pentru nevăzători în România. El zicea, domnule, că se face programator. Adică că chestiile astea pe care eu învăț să le folosesc pe calculator, el le face. Bă, ce tare, tare, aia vreau și eu. Fac programator. Nu știam eu ce e aia, nu suna bine așa, era cu bani. Suna meserie domn inteligent, că aveam impresia falsă încă de pe atunci. Și, bine, am zis, mă fac programator de asta. Am rămas cu ideea asta, continuam să cresc, până când am ajuns într-un punct când trebuia să mă duc la facultate de informatică. Și a început distracția, că
majoritatea facultăților din Sud, că eu sunt din Sud, din Brăila, s-au folosit de obiceiul de procedură. Nu ți-am zis, bă, știi, nu te primim că nu vezi, nu faci tu, ce să cauți tu ai? Nu, s-au prins ei că, bă, stai așa, ăsta a venit de la uman, n-are bacul la mare, la max. Da. Și gata, bă, știi, tu n-ai bacul la mare, nu intri. Și, într-adevăr, nu m-au primit. Am fost foarte șocat. Atunci a intervenit problema numărul 2. Eu eram foarte sigur că exact cum a reușit colegul meu, o să reușesc și eu, vreau, sunt bun, eu mă descurc. Eram fericit, aveam prieteni, programele pe care le scrisesem deja pe liceu, unde creasem așa o aură în jurul meu. Eram foarte, foarte plin de mine, nu ca așa mai mult. Dar eram prea plin de mine atunci, aveam un mic șoc, aoleu, ce trist e viața. Până la urmă am aflat că Universitatea din Târgu Mureș acceptă oameni fără bacalaureat. Și am intrat aici. Acum... Ok, asta n-am înțeles. Despre UPM aș putea face un întreg discurs, dar nu putem aici și avem și oameni de pe acolo și... Ne vom limita la a spune că m-a dezamăgit oarecum, dar am și câștigat lucruri la care totuși nu mă așteptam. Deci, pe total, nu-mi pare rău. Pe scurt, am primit mult mai puține informații tehnice decât mă așteptam și am avut mult mai mulți puțini colegi interesați. 90% din oameni erau oameni de ăștia care știau și se deschidă Word-ul și au zis că e vor informatică. Nu știu cam care e faza. De-aia am început 50 și am terminat 7. Nu pentru că a fost grea facultatea, credeți-mă, nu de asta. Sună bine, dar nu e. Da. Am intrat eu la facultate și am avut și o ocazie. Avantajele, deci, au fost că m-am integrat și eu cu oamenii obișnuiți. Am văzut și eu cum se vorbește, cum e normal să vorbești cu mine. Nu pot să nu spun chestia asta, poate n-ar trebui să o spun, dar eu o spun. Cel mai interesant, cel mai amuzant lucru care mi s-a întâmplat la universitate a fost interacțiunea cu un domn profesor, nu voi numi că nu e ok. Și a fost prima oră de curs, normal că nu înțelegea de ce nu mă uit eu oare la tablă. Am tenița asta idiotă să mă uit în jos. Și foarte supărat omul, normal, zice, bă, dar domnul student al noastră, veniți așa, mergeți la o cafea dacă nu doriți să audiați cursul meu. Să mă rog, cum a spus. Săraci, mei colegi, și tot făceam serie, tot profesorul meu, ăsta nimic. Nu se uita deloc. Eu abia ținându-mă zic așa, cu cea mai timidă vocea mea, nu prea multe, zic așa că, vreau să mă scuzați, dar știți, eu nu văd, șoc. Deci vă puteți imagina, săracul, domn profesor, cum putea să arate. Deci a fost un șoc, nu știa cum să-și mai ceară scuze, nu... Normal, a terminat. Nu vă dați seama că nu m-am supărat, era absolut normal cum a reacționat. Că nu cunosc situația, dar a fost foarte amuzant. Și atunci am zis, zic, la cursul ăsta am trecut, gata. Stand-up comedy, nu se explică. Așa că să încerc să zic și chestii mai importante ce s-au mai întâmplat. Există mulți oameni obișnuiți, au un blocaj când au de mine, efectiv. Nici nu pot să le explici, că zice, ce groaznic, ce rău, dar nu înțeleg cum se poate așa ceva. M-a enervat foarte tare chestia asta. În timpul facultății s-a întâmplat să înțeleg de ce au blocajul ăsta. Am citit eu pe internet, că asta face pe programatorii, stăm cu ai pe internet toată ziua. Am citit eu pe internet că există, cam e un programator, care e orb, dar mai are o problemă, mai e și surd. Zic, auleu, dar cum? Cum se poate, dar nu există. Așa ceva eu nu cred, nu. Exact blocajul ăla pe care l-au renovit, l-am avut eu, că mai era încă o treabă după mine. Era mai rău ca mine, dacă nu se poate așa ceva. aparent se poate. Cum făcea? Păi cum să facă și el? Făcea cu această chestie. Este, nu știu eu cum se vede de aici, dar o să și ies. Oricum așa mi se întâmplă și mie. Este un, se numește afișaj Braille. Are un rând de puncte, 8x40 cât de 320, care afișează litere într-un alfabet
punctat. Și astfel omul respectiv putea să obțină toate informațiile prin device-ul ăsta. Să facă tot ce face, dar în prima secundă nu i-am dat nicio seama cum, că efectiv mi s-a părut prea uimitor ca să pot înțelege așa ceva. Da. Bun. Am trecut facultatea, am învățat eu mai bine, mai rău ca studenții. A venit absolvirea, învățarea data trecută, ce înseamnă să schimbi un nou hob, zic, bun, am făcut eu facultate, dar acum cine mă angajează pe mine? Lala. și atunci am avut șocul pozitiv. Urma că voiau oamenii să mă angajeze, dar se mai și băteau. Mai era și concurență, aulea, unde mă duc? Trebuie să aleg, stai așa, că să vorbesc cu oamenii, să negociem, să chestii. Da, până la urmă m-am dus, iarăși atmosfera din firmă fenomenală. Mă rog, am aflat după aia că au primit un mail din instrucție. Au primit și mail-ul, zic, apă, dar trebuie și mie să văd ce m-au zis ăștia de mine, ce monstru m-au descris. Dar nu, chiar a fost, deci am fost plăcut surprins față de alte locuri unde m-am dus, plăcut surprins de atmosfera, în principiu din Ardeal și mai ales printre IT-iști, deci perfect normal. Mi-am dat seama că m-am integrat în momentul în care am început să facă glume cu dizabilitatea mea. Atunci am înțeles, da, clar, eu sunt egal cu ei, o văd ca pe altă trăsătură, nu o văd ca pe o problemă. E în regulă. Și am continuat procesul de integrare, atât la firmă cât și prin alte locuri pe unde m-am dus. Am încercat prin diferite apariții, să, cum am mai spus și înainte, să educ oamenii relativ la cum trebuie să se comporte cu persoanele cu dizabilități. Au fost o felul de probleme, evident. Taximetriștii credeau că sunt beat, că stau așa cum băul cum trebuie. O femeie care m-a ajutat să ajung la bloc mi-a zis să fiu foarte atent, doamne, pe strări, că e stinsă rubina. Așa mă, dacă vreau de râs. Da. În afară de activități de-astea de lucru, după cum am zis la început, mă mai relaxez și în timpul liber. Joc bowling, oricât niciodată ar părea și asta. Nu e așa complicat, trebuie doar să arunci drept vila aia, că se duce la niște vile. Acum că nu le doboară pe toate, evident că n-am performanța unui om normal, dar nu asta e ideea, concurez cu mine sau cu alți nevăzători când ne întâlnim. Deci e suficient de amuzant jocul. Dacă știu că m-am depășit de mine, e ok. Și dacă e mai altul care nu vede, e și mai bine. Practic jiu-jitsu. Există un proiect în Târgu Mureș al clubului SG Sakura, fac reclamă, dar nu fac, care are acest proiect special pentru persoane cu dizabilități. Ei ne învață cum să facem anumite mișcări. Avem fiecare asistenți care ne arată mișcările. Sunt campion european la campion, nu european, aia visez eu, național la kata, de la arme. Și sper să evoluez și în direcția asta cât mai mult. Ne apropiem de final. Observ piața locurilor de muncă din România și mă uit că foarte mulți sunt nemulțumiți că vă, nu e de muncă, e greu, nu se găsește, țară rea, nu e ok, trebuie să emigrăm. Eu stau așa și le zic, mă, dacă eu m-am angajat, trebuie să vă angajați și voi, nu se poate. Singura chestie e că nu s-au schimbat meserile, nu se mai caută ce se căuta. Când înțelegi o facultate, te mai ieși, uite, mă, ce se cere pe lumea asta? Ce mai vor oameni să facă? Care sunt noile direcții de dezvoltare? Puțin dintre, cum spuneam, și colegii ai mei, care mulți dintre ei s-au făcut masiori, mai au probleme pentru că sunt prea mulți masiori și evident că n-au unde să se angajeze. Încerc să-i mai îndemn să urmeze direcția asta a mea, nu foarte mulți o fac pentru că nu e ușor.
Și nici nu sunt toți pasionați, chiar dacă ar avea capacitate, nu pot să totul să facă chestia. O mai fac unii, am un prieten la București care o face, îl mai ajut din când în când, în general, cu probleme legate de accesibilitatea matematicii. Asta a fost una din cele mai dificile subiecte în facultate. Erau foarte puține cursuri pe care le puteam citi eu singur printr-un program special. Majoritatea trebuia să stau eu să le copiez la o mașină în care trebuie să bați să tot scrii puncte, să apeși destul de tare pale, era foarte interesant. Da. Sunt angajat de peste 2 ani la actualul meu loc de muncă și încă rezist. Asta poate să însemne două lucruri. Fie că n-au observat încă ce prostii fac, fie că fac treaba bine. Eu prefer să cred în a doua variantă, mai ales că mai fac și niște bonusuri așa din când în când. Bun. De ce am spus toate chestiile astea? Nici nu ca să fac stand-up comedy, culmea. Nici ca să mă dau eu mare. Bine, ok, poate și de asta. Acum să fim cinstiți. Dar ne-am spus în principiu, pentru că de multe ori un lucru pare imposibil. Zic, bă, așa ceva nu se poate. Eu zic că ar trebui să ne mai gândim. Poate pur și simplu trebuie analizat din altă perspectivă.